Bonxing cu Enchantimals. Sunt niște păpușele care au animăluțe. Și eu mi-am luat de la Jumbo aceste două. Acolo la Jumbo au toată colecția. Dar mie mi-au plăcut astea două. Și poate pe parcurs o să mai îmi iau. Am una cu o fox, vulpiță. Și mai am o păpușică cu o gazel. Ce nume straniu are acest animăluț, o gazel? Gazelă. Începem cu vulpița. Asta mi-a plăcut mie cel mai mult. Cel mai mult. Și vreau să deschidem. Această vulpiță mi-a plăcut foarte mult. Are urechi ușe, e machiată pe față. Și cel mai mult are așa un păr mai mov închis, cu un pic de portocaliu. Și are și codiță la spate. Are aceeași culoare ca și veverița. Rochița este cu floricele colorate. Și s-au asortat cu încălțămintea, că încălțămintea e portocalie. Și îmi place foarte mult această rochiță cu floricele colorate. Și vulpița s-a asortat și este o fetiță vulpiță. Și are o vulpiță în mânuță. Aia este gen animaluțul ei de companie. Și următorul set este gazela. S-o desfacem. Așa. Wow, ce frumoasă este. Și această gazelă are coroniță. Are coroniță, dar vulpița nu are coroniță. Și fustița îmi place, este așa un pic mai cu roz, așa mai un pic cu roz decât cu la vulpiță. Are cornițe, coarne. Și are și codiță, are codiță, dar să vedeți aici ceva, că este coafată ca a lui Jasmine. De cum vedeți, are o codiță la spate. Ca și de pisicuță și este și nu este ca și la vulpiță. Este tare, nu este ca și la vulpiță. E tare, adică nu este părul. E tare. E din plastic, nu? Da, e din plastic. Și rochița are foarte mult roz. Roz și mov. Roz și mov și îmi place așa cum sunt combinate culorile. Și această încălțăminte are culoarea smaraldului, așa mi se pare mie, că are culoarea smaraldului. Și animăluțul ei de companie! Gazeluța mică! Gazeluța mică cu gazeluța mare! Așa arată gazeluța mică! Care este preferata ta, gazela sau vulpița? Vulpița, îmi place cea mai mult vulpița. De ce? Este așa portocalie și îmi place și rochița. Îmi place rochița fiindcă e cu floricele. Și eu cred că îți mai place pentru că și tu ești o vulpiță. Da. Și la gazela îmi plac papucii foarte mult. Da, nu se vedeau din cutie. Și pantofilor care chiar au fost o surpriză. Da, chiar au fost o mare surpriză. Deci nu credeți. Deci o mare surpriză. Și în afară de gazelă și de vulpiță, mai am una, o căprioară, care am primit-o de mai demult, care are părul mov. Și acum o să pot să am două, să am trei animăluțe. Și o să-ți mai iei? O să mai iau cu siguranță. Și nu uitați să puneți like!